Bună ziua, bună seara, bună ce-o fi. Iar am fugit repede, de fapt am venit repede să facem această sesiune, această întâlnire între noi. Dacă nu mă înșel, am zis și am pus în această sesiune ideea de metode de curățare, între altele, cam ce vor entitățile de la noi, cam ce înseamnă entități pe partea altă. O să facem o mică, probabil că o să fac un mix între ce vrem, ce putem, ce și cum se poate face și cum se pot curăța chestii. Am mai zis, hai să începem un pic. Contractele, în general, cu entitățile de dincolo, sunt la nivel cele mai multe sunt la nivel de sine. De ce? Pentru că ele au nevoie ca noi să neapărat să le dăm suflet pentru o bucată de suflet și ele să plece, nu, ele au nevoie să tragă sinele nostru de o parte sau de alta, să devenim tributari cuiva, dar la nivel de sine, pentru că la nivel de suflet nu mai pentru viață, la nivel de sine poate să fie și pentru mai multe vieți. Și atunci, entitățile de dincolo, pentru asta caută să ne convingă în ideea de contracte. Pentru că aceste contracte, din ce am văzut eu, nu sunt doar pe o singură viață și nu contează ce contracte, în general, chiar dacă, hai să zicem, nu mai sunt valabile pe viața asta, în viața asta, pentru că le ți-au dat ceva într-o viață și probabil că vin în mai multe vieți și își cer drepturile. Tu, fiind un pic între lumi, fiind un pic neînțelegând exact ce scrie în contract, dar simțind că este pe vibrația ta, ai semnătura ta acolo, tu vii și îl semnezi. Tu vii și îl plătești. Eu am văzut contracte plătite, am mai zis eu, contracte plătite de 10 ori e cel mai puțin. Eu am văzut și de 100, de 1000, de 3000 de ori, de mult mai multe ori. Plus că mai există un gen de contracte, atât așa am văzut în călătorii și ce am mai văzut și eu, și la mine, și la alții, și la mulți alții. Sunt contracte din astea fără număr, fără număr. Adică nu este stipulat undeva în contract că o să plătești de câte ori îți vor cere ei. Astea sunt, din punctul meu de vedere, sunt cele mai urâte contracte pentru că nu au sfârșit. Dar, venind în viața asta, fiind mare și tare, balaur și altă, poți la rândul tău, în viața asta, și în momentul în care ești conștient că există, poți să ștergi aceste contracte. Mai ales aceste contracte făcute fără număr, fără număr. Adică să plătești de câte ori vor ei, cum vor ei, cât vor ei. Pe partea lor. Mai este și aceste contracte întâlnite din ce în ce la oamenii care sunt așa, vin și își pun viața pe tavă și ajută pe toată lumea. Aceste contracte gen Bodhisattva, care nu fac altceva decât să te țină pe acest pământ, să te folosească, deci să-ți dea pentru. Tu ești de acord, am mai povestit, tu ești de acord să vii de câte ori până la sfârșitul acestei planete și să asculti pe toată lumea care vrea și poate și așa, la mine trebuie, nu există, care vrea și poate să plece să se mântuiască. Băi, mântuirea asta e o chestie. Eu, din experiența mea, hai să zicem că am văzut prea puțini mântuiți real. Deci mântuiți, nu vorbesc de care au înțeles niște chestii și nu e vorba de mântuiți, au plecat că au putut să plece, nu că s-au mântuit. Da, deci hai să fim înțelepți și să încercăm să. Bă, poate nu reușim să ieșim din acest matrix, poate nu reușim să ieșim din sistemul karmic al planetei Pământ. Bă, dar măcar, atât în viața asta cât și în viețile viitoare, ne este mult mai ușor pentru că avem mai mult suflet. Asta este partea de contracte vis-a-vis de entitățile de dincolo care fac și drept. Și am mai povestit.
Ești mamă, îți moare copilul, dau orice casă și atunci vine o entitate spatare și ți-l salvez eu. Ți-l salvez eu, nu ți-l salvează nimeni. În general, dacă el nu vrea, la revedere. Adică foarte puține entități se manifestă dincolo și te pot ajuta de dincolo, pentru că am mai povestit. Este nevoie de foarte multă energie ca să te poți manifesta în acest univers, în această dimensiune 3D, mai ales pe Pământ, în acest Matrix, în această situație. De aia și avem capacitățile, de aia și avem mintea, de aia și avem acest corp care își permite să atragă atât de mult suflet și până încă alte chestii care ne mai țin pe loc și, și nu ne mai lasă să ne manifestăm sunt jurăminte. Jurămintele făcute pentru. Jurăminte, înțelegeți foarte bine, sunt jurăminte făcute când erai preot, preoteasă, când ai făcut jurăminte de căsnicie, jurăminte de masonice, jurăminte sunt, cred că sunt sute de jurăminte din tipuri de jurăminte pe care noi le facem. Și pe lângă jurămintele care noi le facem față de alții, mai este și autojurămintele, care de fapt alea cele mai grele. Pentru că dacă faci un jurământ față de altul, poate mai scap, că poate ăla nu s-a încarnat și dacă nu s-a încarnat, nu te lovești de el și atunci poate mai ai o șansă să scapi. Dacă ai făcut un autojurământ, bă, cu tine te întâlnești cam în fiecare viață. Adică cu tine te întâlnești cu timpul și atunci se activează. Autojurămintele se activează. Ai promisiunile, ai legămintele, ai înțelegerile între... Deci toate chestiile astea se scriu și rămân la nivel de sine. Se scriu în sine, la nivel de sine. Chestiile pe, jurămintele pe suflet, eu nu prea am auzit, mă jur pe sufletul, bă, mă jur pe sufletul meu, sărna. Mă jur pe sufletul meu e destul de, hai să nu zic, am curățat spații. Jurămintele pe suflet, am primit și eu 3 lumânări aprinse și am, în baza lor am curățat, am făcut un spațiu ăsta pe aici. Jurămintele pe suflet, mă jur pe sufletul meu, mai să zicem că sufletul, într-un fel, de fapt, sufletul nu prea este al tău. Sufletul este o energie, grup, am mai povestit, care noi aducem cât aducem în acest corp și care capătă o formă și am mai povestit despre chestia. Am ca idee de curățare în sufletul, a sinelui, am zis, o mai zic o dată și încă o dată. Sunt aceste, deci invoc sufletul, invoc sinele. Poți să invoc orice structură în mâinile tale, invoc sinele în mâinile mele, da? Din vieți și dintre vieți. Da? Și îl curăț. Deci jurăminte, legăminte, autojurăminte, autolegăminte și ce fac? Sub mâinile tale punem așa ca un bol sau ca un coș sau în care toate aceste jurăminte se scurg. Toate aceste legăminte, toate aceste contracte se scurg. Și se scurg în acel bol. Se curg din așa și se pun... Voi ce curățați, curățați în acest bol. De ce? Folosesc ideea de bol pentru că după ce facem toată chestia asta, ca ele să nu mai rămâne și să mai fie active, sugerez să le închidem. Tot ce este în bol, jurământ, legământ, se închide. Și se ce? Se arde după. Tot la fel, în bol, pe lângă că puneți jurămintele voastre, invocați și entitățile cu care ați făcut voi aceste jurăminte să le pună și ele. De ce? Pentru că orice contract, orice contract în general, orice înțelegere, orice chestie de genul ăsta, are două părți. Orice legământ, da? Dacă nu este autolegământ, este un legământ care are în general două părți. Și atunci, sugerez să punem în bol și să fie în bol și aceste legăminte din partea entităților cu care ați făcut. Nu cred că vin ele chiar toate așa fericite ca să pună el toate aceste chestii, dar cu răbdare, cu multă înțelepciune, cu determinare, cu intenție, cu și nu odată, de mai multe ori, ele, hai să zicem că nu toate, dar o mare parte din ele vin.
O altă mare parte din ele, o altă parte și de obicei alea mai adânci, mai, din, mult mai puternice, cu entități mult mai mari decât voi, alea de obicei le putem scoate și le scoatem prin călătorii. De ce? Pentru că eu sunt în spatele vostru și vă susțin și atunci nu sunteți singuri și atunci oricât de mare este entitatea din fața voastră, eu fiind în spatele vostru, vă susțin și atunci putem să curățăm aceste jurăminte, aceste legăminte, aceste contracte cu entități foarte mari, mai mari decât, vă zice, mai mari decât voi, avându-mă pe mine în spate. Ca idee. Asta înseamnă sinele. Deci, de obicei, pe sine, în mare majoritatea contractelor, jurămintelor, legămintelor, nu le faceți pe suflet, le faceți cu suflet. Și asta se fac în general pe sine. De obicei, nu prea merge să facem legături pe suflet sau jurăminte pe suflet, pentru că sufletul, am povestit, nu este al nostru. Așa, în sufletul este o parte divină din noi, altă parte divină din noi, care ne ajută să ne manifestăm, care sinele nostru o poate atrage în structurile lui prin acest corp. Și cu ajutorul ei, ea fiind benzina, el se manifestă. Ea fiind și programele, pentru că tot în suflet avem și programele care ne ajută să ne manifestăm. Cam asta ar fi vis-a-vis de, asta a fost în două cuvinte. Încă o dată. O să mai vreau să mai explic o dată ce înseamnă măsuratul cu corp. De ce? Pentru că e foarte important ca voi să învățați să măsurați cu corp. Simplu, să stăm în picioare, în poziție de echilibru lateral, adică picioare undeva la nivelul umerilor, într-o poziție de echilibru față-spate, adică, da? Există un foarte fin balans față-spate, deci stați într-o poziție de echilibru, cu ochii închiși, respirați de câteva ore adânc, și ca calibrare se cere prima dată răspunsul da, și dacă totul este în regulă și nu sunteți foarte interferați, ar trebui să vă duceți în față. De ce? Pentru că fiind o măsurătoare kinestezică, corpul tinde automat să se ducă către adevăr, către lumină, către bine. Iar daul este un bine. Dacă este un. Și te duci pe, dacă simți că în loc să te duci în față, te duci în spate, înseamnă că este o interferență destul de puternică care nu te prea lasă să măsori. După ce de bine de rău facem o calibrare, da, în față, nu în spate și vedem cum se duce corpul, cum se manifestă, cum asta, începem să ne punem întrebări. Prima întrebare care eu mi-aș pune, o aș spune dacă sunt liber de entități, da, nu, dacă sunt liber de energii, da, nu, și sugerez următoarele, până nu vă curățați, nu contează forma, prin orice formă vă puteți, voi știți voi să vă curățați, până n-ai vă curățați, dacă nu, învățăm, da? După aceea începe să vă puneți întrebări mai povestite, întrebări existențiale. Dacă vreți să vă cumpărați o trotinetă, vă curățați mai puțin. Dacă vreți să vă curățați o mașină, ceva mai mult. Dacă vreți să vă cumpărați o casă, sugerez să vă curățați foarte bine. Dacă vreți să vă și măritați, eu consider că e bine să vă măsurați, să vă curățați până măsurați, da, nu, extraordinar de bine. Părerea mea, cum fiecare face cum vrea. Deci cam asta este. Sunt, din punctul meu de vedere, cele două elemente foarte importante în care ne pot ajuta. Și foarte simplu, am vorbit de ele 10.000 de sfert de ori, deci care ne pot ajuta în evoluția noastră de acum încolo pe vieți. Întreb. Mă curăț un pic. Mie benefic omul ăsta? Da, nu. Mie benefică, hai să zicem, inițierea asta, da, nu. Mi-e benefic, nu știu ce, da, nu. Vreau să-mi cumpăr o geantă. Mi-e benefică, nu mi-e benefic. Vreau să-mi cumpăr o mașină. Mi-e benefică, nu mi-e benefic. Îmi place cât mi-o doresc la nivel de sine. 100. Cât mi-o doresc la. Și se poate, prin întrebări succesive, se pot afla răspunsuri și câte fire te pură în cap. Am mai mult de 1.000.000? Da, nu. Am mai puțin de 1.000.000? Câte? Mai mult, mai puțin. Deci se pot face chestii și răspunsuri și se pot afla răspunsuri prin această chestie numită măsurătoare kinestezică cu corpul față-spate. Sărind un pic de la una la alta, această invocare, cum am invocat sufletul, cum am invocat sinele în mâinile mele, la fel se poate invoca
și sufletul în mâinile tale și îl cureți. Se poate invoca și mintea ta în mâinile tale și o cureți de tipare, egregori, scheme de gândire, amintiri neplăcute, energii din alte vieți, entități care sunt conectate nu pe suflet, nu pe sine, pe direct pe minte, se poate curăța. Vă puteți invoca în mâinile voastre orice structură doriți. Orice structură doriți, inclusiv chakrele voastre, le luați frumos în mâinile voastre, le curățați. Și o altă chestie care eu sugerez să o faceți este să le aliniați. Deci în momentul în care le integrați înapoi, le aliniați, aliniază chakrele mele, da? Pentru că e foarte important, pentru că o parte, o mare, o chestie din, hai să zicem, o parte din dezechilibre poate să devină și, și prin dezechilibrele chakrelor și nu neapărat, nu neapărat că nu funcționează corect, dar pentru că nu sunt aliniat pe șușucmă, pe canalul central. Ca idee. Și atunci pleacă ori pe Ida, ori pe Pingala și atunci sunt niște manifestări care în funcție de, da? Bun, eu am spus în trei cuvinte mari, prin intenție să aliniez. Eu am spus în trei cuvinte, mulțumesc. Eu am spus în trei cuvinte cam ce am eu de, ce am avut eu de spus. Chestii care le-am mai spus și nu o dată în seminarele mele. Și acum doresc cu drag întrebări, dar să stau să caut. Da, se poate, te rog? Dă-mi și mie, te rog. Deschide și vedem dacă putem să găsim întrebările, dacă putem să avem textele. La mine, la pe pagină, la acolo. Da, da, da. Eu sunt? Vai, ce frumos sunt! Vai! Mă minunez eu de mine! Ok. Bună seara. Chat live pornește. Am pornit, nu văd întrebări. Contractele pot să aibă, Alexandru mă întreabă dacă contractele pot să aibă un pasnic sau o entitate pasnic. Da? Contractele, vrăjile, pot să aibă și entități pasnic. Entități puse de alții, entități puse în viața asta sau puse în alte vieți. Entității, da, pot să aibă și pasnic. Sugerez să curățați și acest pasnic. Văd că nu se blochează, nu știu de ce, iar se comentează, dar rămâne. Hai să vedem. Este o constatare, văd că mi-o zice Cleopatra, că de multe ori intenția nu este suficientă dacă nu ai putere și suflet complet. Mai suflet complet, din punctul meu de vedere, are foarte puțină lume. Și destul de, pentru că s-ar putea să ai suflet așa zis complet, dar s-ar putea să nu fie complet al tău. Adică să ai 100%, hai să zicem suflet, dar să nu fie 100% ta. Să fie un 70% al tău și un 30% suflet, hai să zicem. În radiestezie se mai zice suflet malefic adăugat sau suflet adăugat sau suflet cu programe adăugat de alții. Sunt foarte multe tehnici în care se pot... Încă nu merge, merge foarte greu, merge foarte, foarte lent. Foarte multe tehnici prin care se pot reuși să reconectez. Atât. Sper să meargă mai bine. Încerc să și citesc ceea ce se poate citi. Dacă nu am pregătire de chis sau alte, pot face măsurătorile? Da, se pot face măsurătorile. V-am explicat cum, cu corpul. Eu consider că... Orice radiestezist înțelege și foarte simplu pentru el orice măsurătoare cu corpul. Orice neradiestezist cu un pic de antrenament poate să facă măsurătorile, poate să facă măsurătorile cu corpul. Jurământ mason este ok? Nu înțeleg ce mă întreb cu jurământul mason. Jurământul mason, da, este nu știu cât este de ok, știu doar că conectează de obicei la entități. Care nu știu cât sunt de benefice pentru noi.
Da, ne pot da pe o parte și ne pot lua pe altă parte de 10 ori. Eu, din experiența mea, dacă îți iau o entitate de 10 ori, să zici să rămână că ai scăpat ieftin. Ca să termin un contract, trebuie să-l plătesc cuiva? Da și nu. Depinde ce ai promis în contract, depinde cu ai promis. Dacă ai promis unei entități și de obicei, dacă ai promis unei entități, de obicei ai apucat să și-l plătești, l-ai și plătit. Am mai povestit cu plătitul de mai multe ori. Sugerez să le ștergeți oricum. Chiar dacă, hai să zicem, le-ați plătit, nu le-ați plătit, chiar dacă se vaită, chiar dacă dau din picioare entitățile, eu sugerez să ștergeți aceste contracte. Nu știu, iar nu reușesc să mă conectez cu... Mai dăm încă o dată, te rog frumos, poate reușesc o parte. Iar nu reușesc să-mi reușesc să văd întrebările. Dimineața e șansa să ai mai puțin suflet, seara e mai plin corpul de entități. În general, în somn, sinele, hai să zicem că pleacă la odihnă sau pleacă în alte sfere și ar trebui să fie mai ok. Eu sugerez să vă aduce sufletul, să vă găsiți o formulă scurtă de a aduce sufletul la voi, atât dimineața cât și seara. Dimineața îl aduceți și îl aveți ca să vă puteți avea o zi liniștită și plină și plină de putere și seara este să-l aduceți înapoi dacă s-a pierdut peste zi. Dacă s-a pierdut peste zi. Sau ați reușit să-l pierdeți peste zi. Carmen Iordache, câți oameni ai întâlnit cu sufletul complet? Ce înseamnă suflet complet? Am mai povestit. Suflet complet, poți să ai 100, dar s-ar putea să nu fie 100 ta. De-aia eu sugerez că este bine să citiți, nu și neapărat să faceți radiestezie, dar măcar să citiți cursurile de radiestezie. Pentru că aceste cursuri de radiestezie vă ajută să înțelegeți niște, hai să zicem, niște termeni care se vehiculează foarte mult acum în această lume. Așa. Poate ca entitățile că au niște liste negre sau favoriți pe care îi protejează, cred că depinde de contract. Entitățile, bune sau rele, bune cum vrem noi, întotdeauna au și favoriți. Am mai povestit, dacă tu dai oameni, nu contează, ești preot, de asta, reichist, și faci inițierea, asta înseamnă că tu dai oameni, sau creștin, botezi, tu dai oameni entităților sau ritorilor respective, ești plătit. Și atunci ți se creează. Dacă faci sacrificii umane, ești plătit de entitățile karmei, prin ce? Cu o viață mai rezonabilă. În alte... A depus în jurământ după s-a retras. Cine? Nu înțeleg. Probabil a depus în jurământ, masonii s-a retras. Dar jurământul rămâne, entitatea rămâne agățată. Câtele cătălării ar fi necesare pentru a anihila contract? Nu știu, depinde de fiecare foarte mult. Dacă entitatea cu care ai semnat contractul nu vrea să-l șteargă, cum procedăm? Am sugerat, am povestit. Dacă o entitate nu vrea să-l șteargă, dacă vezi, poți să o convingi, dacă poți să-i tai capul cu atât mai bine, dacă nu, facem călătorii și rezolvăm. Da. Alte întrebări. Aș mai dori întrebări. Nu vrea să... Deci acum sunt la luminița Mandache, care?
Deocamdată sunt aici, la contractul care nu vrea să-l șteargă. În călătorii, haideți să deschidem un pic și subiectul ăsta, în călătorii, în general nu sunteți singuri, sunteți de mânuță cu mine și fiind de mânuță cu mine, atunci automat vă pot ajuta, vă pot arăta, vă pot spune din experiența mea și printre alte chestii, în ghidare, de a șterge, printre alte chestii, se mai întâmplă, fiind în spatele vostru, entitățile, oricât de mari ar fi, hai să zicem că dau sunt, hai să zicem, un pic obligate de situație să fie mai, hai să zicem, mai dornice să la rând și la rândul lor să șteargă din contract. Accesând citirile acașice, ce cum fac contracte. Accesând citirile acașice, iarăși se fac contracte. Hai să zicem, nu neapărat că se fac contracte, dar se pot reactiva contracte. Contracte care, să zicem, că sunt un pic uitate. Cum știu că am curățat suficient pentru a putea face măsurător cu corpul, astfel încât să fie mai elocvent? Măi, oameni buni, mai și învățați. Adică sunt oameni care vă pot învăța. Am zis, în iunie, iulie o să fac un curs și o să începem. Prima chestie care o să fac o să fie în cursul ăsta, o să fie măsurătoarea cu corpul. Alexandru, făcături. Făcături pentru pe ce, mamă? Că făcăturile sunt de foarte multe tipuri, de foarte multe și pe foarte multe nivele. De obicei, făcăturile se fac mai multe tipuri de, hai să zicem, mai multe tipuri de vrăji. Făcături, hai să zicem, făcături. Deci ce înseamnă vraj? Înseamnă o energie informată care are o țintă. Și dacă omul care face chestia asta are și un pic de cunoaștere, poate să pune și un demon paznic. Dacă este o doamnă mai cu multe fuste sau o doamnă care știe, poate face și un sacrificiu de găină și atunci și demonul e plătit și are altă putere, vraja și făcătura. Pot fi făcute pe moment, pot fi făcute făcăturile astea, pot fi făcute pe moment și să-ți ia sufletul direct sau pot fi făcute la nivel de sine și să devii tributar cuiva. Pentru curățare, cât timp ar trebui să facem afirmații? Și dacă cer prea mult, dați-mi un exemplu de afirmații. O să vă rog să mă contractați în privat, doamna Felicia. O să vă dau afirmațiile care eu le folosesc și le dau tuturor oamenilor cu care lucrez. Dacă lucrăm cu entități de lumină devenind tributare lor pe termen lung, există un schimb de plată permanente, e bine să ne... Cu orice entitate lucrați, deveniți tributar. Cu orice entitate lucrați, deveniți... Nu știți ce semnați, nu știți cum semnați, nu știți. Pentru că nu, neavând o clarvedere, neavând o experiență pe partea asta a contractelor, v-am explicat, vă dau cu o mână și vă iau cel puțin cu 10. Cum ne lucrează serviciile, Alexandru Vlad? Mai Vlad, cum ne lucrează serviciile? În primul rând, dacă sunt băieți, așa, experiență proaspătă, trecând pe o stradă, undeva prin centru, m-am lovit de servicii. Cum? Am auzit aparatul. Am auzit aparatul care făcea o chestie în astral, și nefiind singur și omulețul care era lângă mine l-a auzit mult mai tare decât mine și efectiv a simțit cum îi bușește creierul și atunci eu fiind mai porcușor n-am simțit, dar serviciile lucrau pe o chestie, nu știu, nu, încă nu știu exact pe ce lucrau, dar oricum lucrau pe ideea de a buși ceva sau de a face ceva.
M-am sesizat, m-am învârtit un pic, am destructurat cristalele din aparatul respectiv și am stricat aparatul. Este o formă de a strica aparatul, prin destructurarea cristalelor, care sunt foarte simplu de destructurat la nivel astral, dacă știi cum și ce fel. Imediat încerc să mă descurc în acest amalgam de întrebări. Sunt nou și aș dori să aflu din ce cultură sau de unde ați învățat cele expuse aici. Din experiență, omule. Din experiență și din clarvedere. Și prin faptul că am lucrat cu mult mai mulți oameni și prin faptul că experiența de a fi în lumile lor interioare și experiența care le-au avut ei și prin ei. Vreau să aveți despre pomeni și parastase. Nu știu. Eu, unul, a pomeni pe cineva înseamnă a-l aduce înapoi. A face un parastas înseamnă... Eu sugerez, am sugerat la trecerea, în lumile de dincolo, mult ajutor prin a-i trimite lumină, prin a-i trimite lumină. Am povestit să iau o lumânare, se aprinde și la nivel de intenție se multiplică de 1 milion de ori în astral și atunci acea lumânare, nu, poate nu se multiplică de 1 milion, bă, dar tot se face 100 de lumânări. Da? Deci, oricât de slab ești, tot poți să faci 100 de lumânări. Poate nu faci 1 milion, dar poți să faci 100 de lumânări. La nivel astral, care înseamnă că lumânările astea, de la nivel fizic, au, de fapt, ele trimit această lumină la nivel astral. Dacă tu ai o lumânare de la nivel fizic și prin intenție și prin putere și prin ceea ce ești, o multiplici de mai multe ori, de câte ori știi tu poți și crezi că poți, la nivel astral, atunci lumina aia, pentru că aia contează, nu, asta este doar un suport al luminii acelea, aia poate să-l ajute. Da? Și eu aș sugera, nu lumină, lumină să vadă adevărul. Deci îi trimiți lumină și putere să vadă adevărul. Eu asta îmi doresc de la toți oameni. De care sunt dincolo sau trec, sunt în momentul de trecere, nu să vadă Dumnezeu, nu să vadă nu știu ce, nu să vadă, nu, să vadă adevărul. În momentul în care va vedea adevărul, de la nivelul lui, va putea avea, de a avea mintea limpede, și de a vedea adevărul. Și de la nivelul lui, de la puterea lui, va vedea și va face o alegere, hai să zicem, cât de cât. Va face o alegere cât de cât, că așa vine o entitate, tu faci mod, puf, ești o luminiță tot, toată lumina aia se împrăștie, bine, chiar se împrăștie, depinde de tine. De ce interesa o entitate din ea, tu devii luminiță așa ca un soare, din jurul tău sunt frumoși curați și te duci ca un frunte la lampă, te ia, te învârte un pic, și pe te duce înapoi. Deci, e o entitate care vrea ceva de la voi, de obicei vă spune, apare în vis, apare aia, dacă nu apare la tine, apare la cineva care îl cunoști și poate spune la acel cineva care îl cunoști. Bă, vezi că mi-a apărut Popescu în vis și că a visat, mi-a zis că vrea să e foame și atunci poți să-i dai de pomană. Dar nu prin pomenire, îi dai de pomană, adică i-aș sugera să-i faci o mâncare care îi place și să o lași pe geam. Noapte. Nu mult, dar important sunt, dincolo importantă este informația și cel mai simplu de transmis informația este prin, hai să zicem, prin miros. Deci, ce a plăcut omului și să. Un acord, așa cum îl dăm azi pe cale electronică, care spate contractul, este un contract mascat? Da. Poate fi și un contract mascat. De obicei, băncile, firmele mari care te pun să consemnezi tot felul de chestii, au în spate oameni care au făcut la nivel astral, au făcut la nivel astral programe, au făcut la nivel astral egregori, au făcut la nivel astral tot felul de sisteme prin care prind, deschid drumuri, te conectează, te pun să semnezi contracte, te pun să... Și toate astea au undeva și o conotație la nivel astral. Da.
Eu am mai povestit despre inițieri, nu contează în ce sistem. Pentru faptul că nu contează că este biserică catolică, că e biserică ortodoxă, că este reiki, că este masonerie. În general, cel care te inițiază capătă și el la rândul lui ca o plată, o entitate care ar trebui să-l ajute. Și da, rămâi tributar acelei inițiat, dacă nu știi, poți să rămâi tributar pe vieți. Ce părere ai despre trimisul luminii cu ajungând în candele în locul unei lumânări? Nu am nicio părere. Ar avea beneficiu mai mare. Dacă după măsurătoarea ta are beneficiu mai mare, nu trebuie să mă mai întreb pe mine, pentru că eu consider că fiecare are adevărul lui, fiecare are experiențele lui și fiecare vede adevărul de la nivelul lui. Dacă pentru tine o candelă, lumina unei candele are putere mai mare decât lumina unui lumânău, minunat. Dacă consider că este bine să trimiți lumină unor chestii, e minunat. Tot ce pot să spun este că eu, în general, am ocolit grupurile și le-am spus multora: nu vă mai duceți în grupuri care trimit lumină în grup și mai ales anunță pe net cu o săptămână înainte, vedeți că pe data de, la ora de, să ne adunăm ca să facem să trimitem lumină în grup. De ce? Pentru că poate să vină unul mai deștept, mai frumos, mai minunat, mai... Și de obicei astea sunt ori SRR-ul, ori biserica, ori serviciile, care iau toată acea lumină din a grupului respectiv, se alimentează cu ea și face ce vrea el. Pentru că se poate. Voi credeți că o transmiteți cuiva până există un tip care va vine, puf, vă îmbracă toată grupul ca într-o cupolă, așa? Asta este o tehnică. O îmbracă ca într-o cupolă și din tot grupul ăla, toată energia care este în cupola aceea, intră la el și el face ce vrea cu el. Face ce vrea cu acea energie. Nu mai contează că tu ai trimis-o pentru Popescu, el dacă vrea să o folosească la Ionescu, la Ionescu o trimite. Ceea ce fac eu este Reiki. Eu am făcut Reiki și am învățat Reiki și am înțeles niște chestii din Reiki. Am folosit. De fapt, ce se întâmplă? Eu am început mult, mult timp în urmă. Și am început mult timp în urmă cu bioenergie. Am început mult timp în urmă cu bio chestii. Reiki-ul n-a făcut altceva decât să, hai să nu zic să-mi confirme. Aș putea zice să-mi confirme, dar nu aș putea zice să-mi confirme, pentru că n-a avut ce să-mi confirme, doar am reexperimentat niște energii pe care eu le descoperisem, am descoperit alte energii pe care Reiki-ul le folosea. Am înțeles niște chestii, m-a ajutat, dar dacă nu ai avut niciun fel de experiență, eu sugerez să încercați și să începeți cu un Reiki Usui, care vă conectează unde vă conectează, vă face tributar unor entități, trebuie să știți legeți asta, dar vă și învață să vă lucrați cu energiile, vă și învață să lucrați cu simbolurile, vă învață ce înseamnă, dacă sunteți atenți și sunteți asta, vă învață ce înseamnă un egregor. Vă învață ce înseamnă puterea grupului, pentru că vă conectează la un egregor, și am mai zis, băi, ești în anticerul, nu știu, anticerul, ești în întuneric, bă, dacă faci un ciocolată, te duci într-un 3-4. Ca idee. Da? Deci, te poate ajuta în momente de. Ei sunt variante. Ce înseamnă contract? Este expresia hârtie neagră. Am văzut și din alea. Măi, eu am în călătorii, în tot ce am văzut, eu am văzut contracte scrise pe hârtie, pe piatră, pe lemn, pe piele, pe orice suport. Eu, de obicei, a fost o perioadă și mai fac și acum, când aduc contracte și când mai șterg contracte, le șterg cu tot cu suport. De ce? Pentru că ștergi contractul, neștergând suportul, suportul rămâne și atunci vine o altă entitate și scrie acolo niște chestii pe suportul respectiv. Suportul respectiv este și pe vibrația ta, are și amprenta ta și atunci, tu dacă nu ești foarte conștient, el vine cu un contract, nu contează la semnal, dai pe suportul pe care tu îl recunoști, e o energia ta acolo, și îl plătești.
Deci sugerez să ștergeți contractele cu tot cu suport. Întrebare, cum își permite un maestru să te lege? Cum își permite un maestru să mai că îi plătești? Își permite. Pentru că ești prost. Suntem proști. Da, își permite. Nici el nu știe ce își permite, pentru că el îi se dă o inițiere, deconectează la un egregor, la un Dumnezeu, la un aia, și se spune, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, tu te faci, tu neștiind că de fapt dai. Tu neștiind că de fapt ce este în spate. Tu neștiind că de fapt ești, pe lângă tributar, ești și omul care dai unei entități pe cel pe care îl inițiezi. Care este partea bună a tributarismului? Partea bună, dacă tu ești atacat, îți dau un exemplu, și nu mai, zicem, nu mai poți să faci față, te poți băga sub poala unei pope, unui popă, unui sub poala unui sistem. E o variantă de a te simți bine, dar în momentul ăla acel sistem poate te va curăța de celelalte atacuri, dar vei deveni clar tributar sistemul. Și de obicei poate ești mai liniștit, dar vei da mai multă lumină celui pe care căruia ești tributar. Iar sare. Câte ceruri? Ceruri înseamnă diferite universuri? Nu. Ceruri înseamnă în același univers nivele de conștiință, nivele de. Nu întotdeauna ceruri înseamnă diferite universuri. Pot să însemne diferite. Universurile, multiversurile, cerurile sunt lumi. Poate să fie lumi ale aceleași lumi. Poate să fie o lume din ce în ce mai bună în lumina aceleași lumi care că o lume poate să aibă, hai să zicem, variante din ce în ce mai bune ale ei în lumină și variante din ce în ce mai de întuneric tot ale ei. Nu pot să răspund chiar la toate pentru că îmi sare foarte, foarte, foarte mult. Soțul se blesteamă să dea cancer în el și s-a înșelat soția, moare peste câțiva ani răpus de care este motivul morții? Jurământul strâmb? Nu, dorința. Dacă tu zici de 100 de ori să dea cancerul în mine, în Popescu, în Ionescu, este și în funcție de puterea ta interioară și la un moment dat, sinele te ascultă. Și la un moment dat, e ca cartea secretul. Poți să vrei bani, poți să vrei mașini sau poți să vrei să mor de cancer. Mecanismul e același. Depinde ce vrei. Care e scopul suprem al fiecărei ființe din punctul meu de vedere? Nu știu care e scopul suprem al fiecărei ființe. Eu spun scopul meu suprem al meu în această viață este să mor conștient. Asta este scopul meu. Mersi. Mi se fac inimioare. Deci ăsta este scopul meu. Să mor conștient. Dacă garantează cu sufletul lui că nu te leagă de entități și mai spune că dacă face asta, bă, terminați cu prostie. Nici el, dacă el s-apucă să garanteze cu sufletul lui, înseamnă că nici el nu știe ce vorbește. Eu nu garantez cu sufletul meu nimănui, nici copiilor mei, nici mamei, nici iubitei, nimănui. E sufletul meu și al meu și rămâne al meu. La revedere, pa! Nu garantez cu el nimic. Oricâte inimioare mi se fac, cu
cu sufletul meu nu garantez. Pe nimeni, eu nu garantez, nu mă garantez pe mine cu sufletul meu, dar vorbim de pe altul. Deci, nu vă mai jucați cu sufletul vostru. V-am explicat. Scopul meu în această viață, sau scopul meu suprem în această viață, nu contează cine sunt, nu contează ce sunt. Important este ca la momentul în care fac trecerea dincolo, conștient, prefer să o fac cât mai conștient, este să fac și să păstrez, dacă pot, toată energia care eu am acumulat-o în această viață. Ca să nu zic că mi-aș dori în toate viețile, dar măcar din această viață. Cei care antrenează cu sufletul au contracte de bolozisac? Mai posibil, nu m-am interesat, pot da, posibil, nu știu, nu garantez. Video chief moksha este altceva decât, nu știu. Mai îmi puneți niște întrebări foarte doxe. Eu nu sunt atât de dox, eu sunt mai cu experiența, eu sunt mai cu barda, eu nu puneți întrebări din astea de nu știu ce entitate sau nu știu ce cuvânt minunat sau nu știu ce cuvânt care abia îl descoperă cum este în Dex. Sau ce spune în Dex despre el sau ce credem noi că spune în Dex despre el. Ce face cu un tată nebun care își blesteamă copilul? Hai să zicem că nici copilul nu este un minunat. Iar copilul a venit pe rezonanța tatălui, ca și pe rezonanța mamei, pe rezonanța locului, pe rezonanța, pentru că de asta suntem. Veniți aici pe diverse rezonanțe. Sufletul, sinele nostru a ales niște experiențe, a venit într-un loc sau a fost pus într-un loc. Unde este programele date de părinți, schemele de gândire date de părinți, cutumele sociale date de societate și toate chestiile alea. Adică sufletul lui este impregnat de toate aceste energii, de sufletul locului. Și în sufletul locului sunt, egregorii locului sunt multe. Ne compromitem cu expresia de în sufletul meu, cuiva? Nu știu ce înseamnă sufletul meu cuiva. Nu înțeleg întrebarea. Te iubim, Cătălin, tu ești pe sufletul meu. Nu te-a zice să fii pe sufletul tău, că eu sunt mare și negru. Nu știu dacă îți convine ideea că eu să fiu pe sufletul tău. Că dacă vin pe sufletul tău, s-ar putea să încep să dai din picioare și să gâfâi. Atâta pot să zic. Sugerez să vă păstrați sufletul la voi. Eu nu încerc să mă fiu pe sufletul nimănui. Încerc și îmi doresc să nu iau sufletul nimănui. Încerc să nu mă conectez la nimeni, asta îmi doresc, asta fac, nu. De asta eu prefer să fiu plătit pe rezultate, nu pe promisiuni. Prefer să. Deci, la mine sunt foarte importante rezultatele, nu faptul să fiu plătit că am făcut nu știu ce. Pentru mine e foarte ușor. Am dat din degete, am făcut. Dar dacă nu se manifestă la tine, poate sunt niște motive. Ori nu este puterea mea suficientă, ori tu nu ai acceptat la nivel de sine ceea ce eu am făcut, ori și atunci de ce să mă plătești? Oricum nu mă plătești, se întoarce la mine tot ce am făcut. Nu vă faceți voi griji. Așa este gândită toată treaba. Când te mulțumesc din suflet, da, dai suflet. Când tu mergi în astral, vezi viitorul aici pe planetă? Da, dar este viitorul care îl văd eu. Eu nu este viitorul. Voi vedeți al viitor, nu contează. Ce ne poți spune de chakrele care au fost afectate mai mulți ani de un blestem? Imediat. În general, dacă sufletul și că le-au fost afectate de un blestem, de o astfel de energie, le putem curăța, le putem, mai să zicem, aduce în parametri, dar rămân niște urme și
dacă ai avut un blestem sau o chestie care a fost pe niște ani, tu o ștergi într-o zi, dar urmele rămân și atunci eu sugerez să fie șters de mai multe ori și să fie reparat și să fie susținut acele ceacre sau acele structuri mult mai mult timp ca ele să se refacă. Pentru că ce s-a distrus, o structură distrusă în niște luni, ani, da, se repară pe moment, dar știi cum, parcă rămân așa niște urme, niște umbre, niște chestii care tot timpul tind să strice structura. Și structura mai are o chestie. Ca orice sistem care funcționează, sau orice, ca orice sistem viu, el va tinde să se întoarcă și să fie spre ce s-a obișnuit. Dacă este un organism, dacă s-a obișnuit cu boala, tu trebuie să fapt să-l vindeci, dar el trebuie să se obișnuiască cu situații, cu sistemul de vindecare. Adică trebuie să fie, să se obișnuiască că e vindecat sau că are altă energie. Altfel se va întoarce înapoi la energia cu care e obișnuit. Nu contează că e bună, că e rea. De-aia spun eu acum, starea de bine se cultivă. Starea de bine nu se face de pe o zi pe alta. Starea de bine se cultivă zilnic. Cât un pic, cât un pic, cât un pic. Da? Pentru că altfel, ești de obicei o persoană tristă, ai o bucurie, dar pentru că tu de obicei ești o persoană tristă, neștiință, corpul tău este învățat să fie trist, atunci, nu contează, structura de învățare, să dau un exemplu, să fie triste, și atunci bucuria ta va fi descurtătorată pentru că corpul sau structurile tale se vor întoarce la ce sunt obișnuit. De-aia zic, învățați să fiți bucuroși, fericiți, stare de bine cât mai mult timp, cât mai mult, cât mai perfect, așa. De ce? Pentru că ești sus, ți-e bine, ți-ai și ai o problemă, cobori. Dar pentru că corpul tău, structurile tale nu sunt învățate să fie jos, se întorc sus. Poate nu se întorc chiar perfect sus la nivelul ăla. Sau mai... Dar bă, dar se întorc acolo. Da, e bun, bar de dicționar. E ok. Este o cale să înțelegeți că energiile din afară și gândurile voastre și sentimentele voastre vă îmbolnăvesc și se pot localiza în corp. Da, e bun. Pentru asta sunt bune cauzele bolilor. Avem Hammer, avem mai mulți care au lucrat pe carte, partea asta. Da, e ok. Dacă te aduce pe lumea, are voie să te blesteme. Bă, toată lumea are voie orice. Acum cât se prinde, cât aia. Voi n-ați înțeles o chestie și v-am mai și povestit-o. Liberul arbitru, în general, nu există decât... Hai să zicem, e doar din punctul meu de vedere, este doar o glumă pe care o spun cei mari ca să îi păcălească pe cei mici. De ce? Pentru că eu dacă... Eu am o opinie. Tu ai o opinie. Sau eu vreau ceva, tu vrei ceva. Și ceea ce vreau eu este împotriva ceea ce vrei tu, dar eu mă pot manifesta. Sau pot să vin peste tine, sau am putere, sau am... Te pot trece peste tine, nu contează cum. Am trecut peste liberul tău arbitru? Dar tu ce poți să zici? Da, dar... Eu m-am manifestat liberul meu arbitru peste liberul tău arbitru și atunci liberul arbitru al cui s-a manifestat ăla care e mai puternic. Deci unde e liberul arbitru aici? Era doar o întrebare. Deci din punctul meu de vedere liberul arbitru nu există. Este bine să întrebăm oamenii, hai să zicem când facem un tratament. Domne, e bine, e voie, dacă eu fac un tratament pentru oricine, eu fac un tratament pentru mama mea, eu o să o întreb, mamă, pot să te ajut? Sau să te fac pentru tine și ea poate să zică da, nu. Dar asta nu înseamnă că trec peste liberul sau... Nu, este vorba de a-i cere acordul. Cerutul acordului ce face? Cerutul acordului înseamnă că persoana respectivă nu ia ca ceea ce tu faci, că poate să o ia și așa, ca atac. Sau ca o chestie care nu-i convine, sau ca o chestie. Deci vreau să fiți foarte atenți. Nu e vorba de a trece peste liberul arbitru. Băi, când cere acordul cuiva, cere acordul ca să nu ia ceea ce tu faci ca atac. Pentru că dacă ia ca ce tu faci ca atac, automat pe el nu va funcționa. Sau îi va face rău. Deci, haideți să fim înțelepți un pic.
Cum să revenim zei cum eram cândva? Nu știu. În primul rând, bucurați-vă, măi, oameni. Bucurați-vă de toți și de toate, de ziua de azi, de toate, de cana, de cafea și de iubita de lângă voi. Bucurați-vă. Bucurați-vă de ce aveți, bucurați-vă de cine aveți. Doriți-vă să vă bucurați, doriți-vă să aveți, doriți-vă de toate, bucurați-vă. Cum poți să știu că cineva îmi face rău? Nu știu. Una din variante măsurătoare. Cum poți șterge blestemele mamei sau pe care... Mă, în general, mama are... Tu ești jumătate din structurile tale, sunt structurile ei. Deci, automat, dacă ea îți vrea rău, se poate conecta foarte ușor la tine și atunci se poate manifesta foarte ușor. Răul ei sau dorințele ei se pot manifesta. Sau hai să zicem altfel, hai să zicem că având pe rezonanță jumătate din structurile mamei, sufletul ei se poate manifesta, sufletul ei este, sau programele ei, sau vorba cuiva, butoanele care de manifestare pe care tu le-ai, ea le-a instalat, așa că ea dacă vrea ceva, le poate apăsa foarte ușor. Dar de obicei, sufletul ei, fiind pe rezonanță foarte aproape de sufletul tău, poate să facă să se manifeste la tine dorințele ei, blestemele ei. Deci ea zice că blestemul de mamă e cel mai greu, pentru că el se manifestă cel mai ușor, pentru că are cea mai mare putere, pentru că e pe rezonanță, pentru că este jumătate din structurile tale sunt structurile ei, cel puțin jumătate. Până la 7 ani tu ai crescut în structurile ei și ai fost parte integrantă din ea, de la 7 ani la 14 ani începi să te tragi așa, dar da? Unii nu s-au tras de tot niciodată. Da. Bunica bagă niște blesteme de să te amâța în coadă. Dacă mai trăiești, dacă nu mai trăiești, nu mă interesează, poate să aibă efect. Da, poate să aibă efect, bineînțeles, pentru că este mama mamei. Deci un sfert din tine este ea. De-aia blestemele pe neam sunt cele mai rele, pentru că se duc pe rezonanța neamului. Cum poți șterge blestemele mamei? Da, se pot șterge. Sau poți să faci să nu te afecteze, eu sugerez să tai cordoanele umbilicale cu mama ta. E una din variante. Dacă poți, dacă tu ca mascul feroc tai cordoanele umbilicale cu mama ta, da, mai ai o șansă. Cel mai greu și cel mai asta sunt cel mai, hai să zicem, luptele cele mai grele care tu le ai în viața asta sunt să treci de karma de neam și mai ales de karma de neam a cui? A mamei. Da? De karma de neam a mamei. Și a tatălui, dar karma de neam, cel mai mult se manifestă karma de neam a mamei. De energiile mamei, de tiparele mamei, de dorințele mamei, de iubirea mamei, de... Jale. Când vrea mumă ceva, mumă ta, mumă mea, mumă mea, mumă, ceva, s-a încheiat discuția. Dacă te muți departe de casă, da. Karma de neam, hai să zicem că... De ce te muți în altă zonă? Te muți în altă energie, te muți în alte scheme de gândire, în alt suflet. Și tu nu mai atragi. Da, atragi cât poți pe structurile tale suflet, dar în momentul în care în jurul tău este un alt tip de energie, un alt tip de suflet, la un moment dat, după o anumită perioadă, că de-aia zice că cât stai mai mult, cu atâta mai așa, începi să te acordezi pe sufletul locului respectiv. Pentru că sufletul e al locului. Deci tu atragi sufletul din locul respectiv. Cât este ceasul? 8. 8. Mai avem jumătate de oră de răspunsuri. Cine-ți dorește? Cine nu? Eu mă
pot retrage în glorie. Cum detectă pierderea de energie în activitatea zilnică? Dacă te târâi seara, eu consider că ai o pierdere de energie. Deci se spune că America are un EBF foarte jos. În primul rând pentru că susține 7 războaie în momentul de față. În al doilea rând este că este egregorul ăsta că banul face legea. Sunt multe, am dat doar două exemple. Pentru că și nu știu neapărat dacă are un EBF foarte jos. Tiparele de gândire ale oamenilor nu sunt, hai să zicem, cu EBF foarte mare. Sau cu un EBF mare. Cât timp nu știi cum să-i dai în cap celui de lângă tine ca să iei casa, mașina, nevasta, banii și tot ce e aia. Și nu vorbesc. Dat un cap înseamnă foarte multe. În general, în țările unde oamenii colaborează între ei ca să facă niște chestii, își dau de mâncare unul altuia, nu se moare de foame pe stradă pentru că se ajută între ei. Eu zic că chiar dacă se mai bârfesc între ei, chiar dacă se mai chiță ei, chiar dacă se mai... Energia lor este... Are un EBF ceva mai sus. Avem șanse ca popor, ca nație să ne revenim toate punctele de vedere, spiritual, nivel de trai. Mă, ca spiritual eu zic că suntem rezonabili. Ca nivel de trai este când o să fim capabili să facem alte alegeri la alegeri. Acum, din ce îți dai seama dacă... Băi, în momentul în care... În momentul în care acest neam se va duce la alegeri, nu ca oaia. În momentul în care se va duce la alegeri, nu ca oaia, și se va duce la alegeri în dorința și va alege în dorința de a fi bine, nu atât lui, cât tuturor, eu zic că vom avea o șansă. Pentru că dacă eu mă duc la alegeri că mi-a dat partidul cu tare o găleată și un sticlă de ulei, e o problemă. Dacă eu mă duc la alegeri pentru că partidul respectiv a zis, domne, vom face, hai să zicem, curat și vom ecologiza țara, e o altă discuție. Nu știu cine este, nu am citit despre Neville Goddard. Nu știu. O să caut, o să văd dacă o să înțeleg dacă este vorba. Dacă știi că ai o fantomă agățată de tine prin aceste afirmații de tine, o poți face să desprindă. Eu mă întreb că vreau să fac puține curățenie înainte de călătorii. Da, pentru că facem de iertare și, în general, o fantomă, un copil avortat, care e tot o fantomă, care s-a agățat de tine prin rugăciune de iertare, hai să zicem că pe lângă problema nu este neapărat că îi ierți pe alții sau alții te iartă. Problema e că te ierți pe tine, pentru că în rugăciunile de iertare care eu le dau și rugăciune de iertare de noi pentru noi, pentru că noi nu știm să ne iertăm pe noi. Da, au efect. Almele psihotronice au efect. E vorba de puterea imaginației. Da, se poate proiecta și în alt timp și în alta asta, în funcție de puterea care o ai, se pot face. Proiecția, imaginația, sunt arme foarte puternice sau sunt droguri foarte puternice. Acum depinde cum
Sau sunt motoare foarte puternice. Depinde cum o vreți și ce faceți. Vă dau afirmațiile mele în momentul în care mă conectați pe WhatsApp. Le dau, le șterg, le studiați, le verificați, le măsurați, le și în funcție de dacă vă plac, le folosiți, dacă nu, nu. Da, le tai dacă nu. Mai ideea care este? În afară de ștergerea contractelor, mai sunt și alte modalități de scăpare de contracte. De entități, da, să le tai cap, dacă poți. Dar chiar dacă le dai capul, ce se întâmplă? Tu ai entitate, dacă îi tai capul, îți devine tributare, dar tot ai un contract cu ea, știi, este ca și cum eu l-angajez pe omul pe căruia îi sunt dator bani. Sau eu, adică vreau să fiți foarte atenți. Eu de asta sugerez să tăiați, să stergeți contractele. Da, poți să treci peste ele, efectiv le tai capul, efectiv le legi, efectiv le poți să faci foarte multe, dar trebuie să poți, trebuie să știi, trebuie să. Cum îți crești puterea? Vreau mai multe tehnici. Vă pot învăța să vă creșteți puterea, dar pentru asta îmi pare rău, dar trebuie să plătiți. Nu, de fapt nici măcar nu-mi pare rău. Chiar mă bucur când veți plăti ca să vă creșteți puterea. Dacă vreți asta. Da, dacă nu, cumva îți vine ca suferință pe măsură, adică vrei să te realizezi cumva va doar cu niște tipare, scheme de gândire la mine. Nu înțeleg. Dacă ai legături și ajungi care nu se pot tăia cu afirmații, înseamnă că sunt mai vechi sau mai puternice? E posibil, sau e posibil ca entitatea care are contractul să fie mai mare ca tine și atunci, fiind mai mare ca tine, tu nu poți să treci peste ea. Pentru că este ea mai povestit, este dorința, voința ta peste voința ei. Dacă voința ei este, puterea ei mai mare decât puterea ta, n-ai cum să treci peste ea. Decât dacă capeți ajutor într-o călătorie mai povestit, eu fiind în spatele vostru, voi puteți să faceți niște chestii. De ce? Pentru că vă susțin. Ca idee. De asta eu, de asta vă dau mai întâi aceste afirmații și în funcție de afirmațiile respective, de vedem pe unde sunteți, în funcție de asta, vedem ce facem în călătorii, vă ajută să vă recuperați mai ușor, vă ajută să înțelegeți mai ușor niște chestii. Aveți altă putere când sunteți în călătorii. Adică una este să te duci într-o călătorie nepregătit și una este măcar să-ți faci rucsacul. Se poate ca însuși SN-ul meu să nu o, să nu lase, să nu o lase, să nu lase să ce. Da, sunt contracte care la un moment dat sinele tău consideră că ei lui sunt benefice. Acum fiecare cum crede. Eu consider că este bine să scrie. Prețul unei călătorii scrie este 220 de lei pe oră. De obicei durează o oră jumătate sau maxim 2 ore. Deci. Și este un preț minimorum, pentru că prețul unei călătorii reale poate să fie și 1000 de euro. De ce? Pentru că dacă tu te-ai luptat niște ani de zile cu o entitate, 2, 3, 100, și într-o călătorie care o faci sub asta, sub oblăduirea, nu pot să zic cu ajutorul, sub îndrumarea mea, tu ștergi o chestie care pe tine te-a chinuit niște ani de zile, spune-mi cu cât să o plătești. Am dat un exemplu. Lăsați-mă cu sufletul pereche. Terminați-o, vă rog, frumos. Puterea de manifestare mă, puterea de manifestare, în primul rând, începe și cu alegerile voastre. Tu crezi, dau un exemplu, tu crezi că l-ai sufletul tău o pereche și supoți toate căcaturile. Deci eu aș sugera să vă gândiți la sufletul pereche sau la sau a ne fi bine.
Jurămintele de castitate de obicei se șterg în călătorie, se șterg. Autojurămintele de castitate se șterg. Și nu e vorba numai de ăla de castitate, dar sunt alea de sărăcie. Sunt aia să nu văd, să nu aud, să nu cunosc, să nu vorbesc. Deci, cum mă poate afecta faptul că nu vreau să iert pe cineva? Nu vrei, nu vrei, e problema ta. Nu e vorba de cum te afectează. Știi foarte bine cum te afectează. Mai prin faptul că nu vrei să ierți, înseamnă că tu singură te ții prizonieră și îți dai puterea ta acelei entități sau acelei chestii sau acelei aia că nu vrei să o ierți. Faptul că nu vrei să o ierți înseamnă că te-ai făcut tributară. Te-ai legat de ea, te-ai încătușat. Deci, neiertarea. Neiertarea, în primul rând, înseamnă orgoliu. Din punctul meu de vedere. Și orgoliu, am mai povestit, orgoliu poate să fie un instrument, dar poate să fie și o mare, mare belea. Poate să fie un motor, dar poate să fie și o frână. Poate să te alimenteze și poate să te sugă de energie. Depinde cum folosești acest orgoliu. Gândiți-vă foarte mult la ceea ce vrem de la viață. Și eu am sugerat să ne... Eu îmi doresc să îmi fac în așa fel, să mă simt bine și să-mi fie bine și să mă bucur de această viață. Și ceea, pentru ceea ce mă pregătesc și ceea ce îmi doresc eu din această viață este în momentul morții să fiu conștient și să pot să plec din această viață conștient unde vreau eu. Și cum mai ne gândim ce facem mai departe. Mă, dacă plec conștient și ajung cât de cât și pot să fac o chestie, măcar mai am o șansă. Așa, dacă mor ca o floare de cicoare, mă întorc înapoi ca o floare de smeură. Sau ca o floare de... Da, se pare că mi se spune la revedere în diverse forme. Cât este ceasul? Măi, eu aș mai avea așa vreo un sfert de oră de vorbit, dar dacă voi nu vreți, eu vă mulțumesc. Și ne vedem cu drag data viitoare, la miercuri, data viitoare, la ora 7. Nu am avut nicio experiență, hai să zicem, sau nicio lecție pe care aș fi pe care mi-aș fi dorit să vă împărtășesc cum a fost problema cu cum a fost acea minunată experiența mea cu baba, care între timp i-am aflat și numele, i-am aflat și numele neamului, i-am aflat și neamul neamului, i-am aflat și cum o cheamă pe vitrina și am aflat că a mai trimis vreo trei familii peste mine care și-au luat-o și uite așa. Adică a fost... E o întreagă saga cu familia, cu... Deja am ajuns, cred că e foarte interesant, dar îmi place, mă distrez. Noi putem pleca conștient, dar nu știm unde să mergem. Mai mă, măcar să plecăm conștient, măcar să avem puterea să plecăm conștient. Eu am zis, eu în momentul morții, dacă plec conștient, nu mă fac ghiocel, poziția ghiocel, aia fătului, nu mă uit nici stânga, nici dreapta și cu ochii închiși, stau acolo, până când toți cei care sunt în jurul meu pleacă. Și atunci deschid așa un ochi, văd, mă uit un pic în jur, au plecat toți. Și abia după ce au plecat toți, deschid și ochii și mă gândesc, hai să vedem ce este în jurul nostru. Ca idee, e o variantă. Așa fac eu, așa vreau să fac eu. Acum, cât vedem. Sper să-mi ias. Când nu reușesc ca de misiune care o ai și ți se dă, chiar dacă nu o chestia cu misiune, stai un pic că e. Când nu reușești să scapi de misiunea pe care o ai, care ți se dă chiar dacă nu ai vrut, ce poți face? În primul rând, eu mă întreb cine ți-a dat misiunea. În primul rând, eu mă întreb
Deci sunt foarte multe întrebări aici. Băi, chiar trebuie să o fac? Chiar nu mi s-a dat? Chiar asta? Eu consider că e aici. Dacă stăpânica mea din partea tatălui făcea vrăji, mă poate afecta de ea? De ce? Pentru că de obicei face vrăji, dar poate în vrăjile care ea le-a făcut s-a întâlnit cu cineva care poate mai mult și și-a luat-o și atunci s-a întors. Și dacă i s-a întors pe neam și dacă s-a întors pe neam, s-a întors pe neam. Am dat un exemplu simplu, dar sunt multe alte forme prin care o cineva din familie care a făcut sau face vrăji se poate influența toată familia. Pentru că am zis, dacă se întâlnește cu un altcineva mai puternic decât ea și ăla face, întoarce tot ce a făcut pe tot neamul, e o variantă. Părerea mea este că ai nevoie de multă putere să te poți propulsa de aici. Nu știu dacă ai nevoie de multă putere, dar ai nevoie de conștiința de sine că poți pleca conștient. De conștiința de sine că nu trebuie să ne lăsăm trași de colo-colo, să ne ducem ca după orice, imediat, orice fluturaș, orice care se dă îngeraș și Dumnezeu și ce se mai dă. Ce fac în condițiile în care pe neam este un incest? Un incest cu trei avorturi? Eu sugerez să vorbim chestiile astea mai în particular, pentru că se pot face chestii, se pot curăța, primul rând se pot curăța avorturile, se pot negocia cu cele entități care au fost avortate, care sunt multe chestii acolo care se pot face ca să fie bine ție. Trebuie văzut exact incestul, din ce cauză s-a întâmplat. Au fost iubiți în altă viață, au fost niște. Dacă au fost iubiți în altă viață, incestul, de fapt, e mai mult o chestie. Nu contează că au fost mamă, fică, tată, mamă, băiat sau frați între ei. Dacă ei au fost iubiți în altă viață, legătura aia poate rămâne. Aia se poate curăța, se mai poate desface. Se poate trece peste incest, se poate rescrie trecutul. Ca să nu mai vină peste tine energiile, se pot face foarte multe. Am putea să stă cu un chichiș când ești doar în suflet, doar suflet. În primul rând nu ești doar suflet, în primul rând ești un sine, da? Mai și la nivel de sine și dincolo, tot contează foarte mult intenția ta. Cineva care moare se poate răzbuna de timp, adică se poate afecta Feng Shui, da, bineînțeles că se poate afecta Feng Shui. Sunt multe forme. Îți dau un exemplu. Dacă el zice, promite unei entități, el pe lumea lată și promite unei entități, unui demon, băi, când eu să mă încarnez, îți dau jumătate din sufletul meu, numai să-i faci lui asta rău în viața asta acum, un demon poate să-ți facă chestia asta. Îți dau un exemplu. Dacă ai o vibrație înaltă, aceste entități mai pot interfera cu tine? Nu poate, nu mai pot interfera entitățile mai joase, dar pot interfera entitățile de pe vibrație aceeași ca tine sau pe același nivel ca tine sau mai sus, care, haideți să zicem că nu sunt niște floricele de cort, sau au și ele interesele lor. Și dacă nu fac ele, au și ele entități care le sunt tributare lor și uite așa. Bravo, mă bucur că ai învățat multe și mă bucur că ești cât de cât mai atentă la tine, că asta e cel mai important, să fim atenți la noi. Am mai povestit, trebuie să fim atenți la fiecare, în fiecare. Dacă vreau să fac reset la ființa mea, ajungând la inocență, la frumusețe și iubire, acceptând, este posibil. Sunt posibil multe, numai că inocența înseamnă ce? Înseamnă neștiință, înseamnă necunoaștere, înseamnă o neprihănire care tot așa înseamnă că ai o energie pură care nu știu dacă îți dorești chiar o inocență. Ce te ajută inocența? Dau un exemplu.
Da, stai pe câmpii. Bă, pe câmpii stă și oaia. Asta pot să zic. Deci eu n-am sugerat să fim niște inocenți. Da, putem să facem un reset la ființă, putem să facem să mai treci de niște energii, să mai scapi de niște traume, să, da, poți să-ți faci să fie bine, dar nu, eu nu-mi doresc inocența nimănui. De ce am zis? Pentru că, la fel, inocente sunt și oile, inocente sunt și pui, inocente sunt și văcuțele. Inocenți sunt și lei, mă. Dar măcar sunt regii animalelor, adică e un pic de diferență. Noi credem că inocența ne-ar ajuta, dar eu consider că nu ne ajută. Păi am ajuns într-o poiană cu flori după ce am traversat iadul. Băi, dar iadul are multe locuri, inclusiv poiene cu flori. Nu știu cât ai traversat-o iadul. Eu cred că te-ai mutat dintr-o cameră într-alta dacă zici tu că ai traversat iadul. Nu ai traversat iadul, te-ai plimbat dintr-o lume în alta, te-ai... Acum nu știu dacă l-ai traversat tu sau dacă n-ai fost împinsă de la spate casă. Sunt multe de detalii aici. Inocența este starea pură a ființei noastre. Înseamnă asta. Tot ce îmi spui tu acum se numește schemă de gândire, tipar. Ca iubirea. Și iubirea este o formă de ce? De control. Doare, dar... Da, mi se fac inimioare. Sunt numai inimioare în jurul meu. Sunt plin de inimioare. De ce am ajuns la poarta cu flori? O ultimă întrebare. Imediat după ce am început afirmațiile, s-a descoperit un scandal monstru cu cineva. E posibil ca tu să fi deranjat niște entități sau e posibil să fi deranjat la dincolo acel cineva. Prin afirmațiile, prin dorința de a tăia contracte, prin dorința de a... Chiar până aș cere iertare, pentru că sunt oameni care nu vor să fie iertați sau nu vor să li... Că sunt multe. Până și iadul poate fi pavat cu bune intenții. Da, dar... Ideea este că venim din iad, ne plimbăm prin iad, ne întoarcem în iad, ne ducem în cer, ne plimbăm prin cer, ne întoarcem în cer. Depinde cum vrem, cum vedem și cât suntem de conștienți, de conștientizați. Că suntem neconștienți că lumea asta poate fi frumoasă, poate fi un iad sau poate fi un cer. Este și în funcție de cum vedem noi lumea, cum privim noi lumea, cum acceptăm noi lumea și cum judecăm noi lumea. Pentru că e foarte important cum o judecăm și cum ne judecăm vis-a-vis de lume. Facem niște alegeri. Sunt foarte importante alegerile. Un timing, te rog. Măi, hai că ne-am apropiat acum de 30 de minute. Eu vă mulțumesc. Și Victoria, suntem eu din ceea ce văd la tine, ești plin de fraze, cheie de dacă dorești să Dacă îți dorești să strici Feng Shui-ul, eu zic să stăm de vorbă în privat, pentru că ca să poți să deschizi mintea, trebuie să treci de schemele de gândire, de tiparele de gândire. Este foarte important. Și tiparele de gândire nu încep cu iubirică, nu încep cu...
Fraze standard, nu încep cu sau te blochează. Toate aceste chestii. Nu trebuie să ajutăm pe toată lumea, nu trebuie să iubim pe toată lumea, nu trebuie să ne ajute toată lumea, nu trebuie să ne iubească toată lumea. Fiecare om, fiecare entitate are o poziție, o putere, o dimensiune, o cunoaștere, un acces. Mai sunt niște atribute, dar ca idee. Vă pup, o seară minunată la toți și toate!